aspectul invaziv al ideologiilor. Odată instalată în postură oficială, orice ideologie devine ubicuă. Ea omogenizează samavolnic toate registrele existenței publice și private, așa încât nu există împotriva ei niciun refugiu. În fond, diferența dintre public și privat e din ce în ce mai nesemnificativă. Realitățile specifice sunt obligate să se alinieze unor realități generice. În orice loc și în orice situație, ești însoțit de un cod ideologic impus. Nu ești niciodată de capul tău, nu ești niciodată singur. După George Orwell, nu mai e mult de adăugat pentru a descrie o asemenea anomalie. Putem veni totuși cu câteva ilustrări noi. De pildă chiar și domenii care, prin ele însele, nu se pretează la manipulare ideologică, Sfârșesc prin a se conforma. Cel mai rece și mai plat calcul aritmetic poate fi adus cu puțin efort în perimetrul unui program educativ înregimentat politic. Iată cum sună, de pildă, o problemă din manualul de matematică. O extract dintr-un text satiric a doi curajoși scriitori ruși din perioada stalinistă, Ilf și Petrov dar o putem lua și din manualele de curs primar, după care au învățat câteva generații. Citez. Avem trei gări. Vorobiovo, Graciovo și Drozdovo. Cu un număr egal de funcționari fiecare. În gara Drozdovo sunt de șase ori mai puțin comsomoliști decât în celelalte două luate la un loc. Iar în gara Vorobiovo, 12 membri de partid mai mult decât în gara Graciovo, unde numărul celor fără de partid e mai mare cu șase decât în primele două. Câți funcționari avem în fiecare gară și care e dintre toți numărul membrilor de partid și al consomoliștilor? Am încheiat. Cifrele, într-un asemenea caz, devin pretextul unei sugestii ideologice. Nu se numără oameni, ci angajamente de partid. E clar că gara Graciovo e nepermis de apolitică, în vreme ce Vorobiovo e fruntașă. Idealul încă neatins e ca în fiecare gară să nu existe decât comuniști, așa încât aritmetica să devină futilă. Nici teritoriul atât de delicat și atât de intim al iubirii nu e scutit de un indiscret nimb ideologic. Literatura realist-socialistă transferă fără ezitare dialogul amoros într-un comentariu pe marginea planului cincinal. Pentru a-și logodnica, un tânăr îi propune să-l însoțească la o uzină nouă din îndepărtata Siberie. Numărul de copii ai unei familii se stabilește prin decret guvernamental. Prescrise sunt și detalii de coafură și vestimentație. Barba și părul lung indispun, la fel ca blugin și sau rock and roll. -ul. Erotismul trebuie și el revizuit pe baza noii concepții științifice despre lume și viață. Ornamentica mic burgheză a sexualității trebuie abandonat. În realitate, nu e vorba decât de o nevoie fiziologică banală, care trebuie rezolvată prompt, așa cum rezolvi toate celelalte nevoi fiziologice. O prietenă a lui Lenin, Alexandra Colontai, a elaborat în acest sens teoria paharului cu apă. Actul carnal nu e diferit în esența lui de golirea unui pahar cu apă atunci când ți-e sete. Complicațiile sentimentale nu fac decât să ia din timpul pentru producție și să moleșească vigilența ideologică. Foarte curând, după 1917, au apărut proiecte de cabine special amenajate care să fie amplasate pe străzile Moscovei pentru satisfacerea din mers a nevoii de acuplare până și Lenin a simțit nevoia să-și ia oarecare distanță față de asemenea prea radicale soluții. Chiar dacă ți-e sete, ar fi spus el, nu te duci să bei dintr-o mlaștină dubioasă. Prin urmare, nu procedeul în sine îl deranja, cât pripa selecției cu riscurile adiacente. Tipul de locuință propus cetățenilor sovietici, precum și programul fiecarei zile, trebuiau de asemenea se exprime o incoruptibilă corectitudine ideologică. Principiile conducătoare sunt eficiența și organizarea. Timpul privat e redus la maximum, loazirul e colectiv și dirijat. Arhitecții elaborează proiecte de case comune, cu celule individuale între 6 și 9 metri patrați. Copiii dorm separați, pe grupe de vârstă, iar adulții câte șase, separați pe sexe. Alternativ, există programe pentru cupluri, dar familia, în sens tradițional, e suspendată. Orle libere nu pot fi petrecute decât la club, incluzând programe culturale, educative și gimnastică. Dimineața și seara se menajează circa 10 minute pentru duș, cu precizarea că e vorba de o facultativă. Firește, acest draconic grafic de viață n-a putut fi pus niciodată în aplicare până la capăt. El vorbește însă despre utopia isterică la care visează orice ideologie și despre tendința ei spontană de a coloniza existența umană în întregul ei. A trăi sub un imperativ ideologic echivalează cu a trăi neîncetat cu toate luminile aprinse, fără nicio clipă de singurătate fără niciun dubiu, fără mister. Ești subiectul dezarmat al unei invazii. Încet, încet ajungi să crezi că șansa de a te sustrage pentru a regăsi normalitatea e nulă. Și că, de fapt, normalitatea nu e ea însăși decât o construcție ideologică. Să nu uităm să amintim fie și întreagăt că metodele bolșevice au exercitat o semnificativă atracție asupra național-socialismului german. Iată ce îi spune Hitler lui Hermann Rauschning. Citez. Ceea ce m-a interesat la marxiști și am învățat de la ei sunt metodele lor. Tot național socialismul e conținut în ele. Societățile muncitorești de gimnastică, celulele de întreprindere, cortegiile masive, broșurile de propagandă scrise special pentru a fi înțelese de mase. Toate aceste noi mijloace ale luptei politice au fost aproape integral inventate de marxiști. Eu n-am avut decât să mi le însușesc și să le dezvolt, procurându-mi astfel instrumentul de care aveam nevoie. Am încheiat citatul.